Bună seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un cuplu revenit recent de peste hotare care urma să se căsătorească se află în stare extrem de gravă după tragicul accident produs ieri la Orhei. Bilanțul morților a ajuns la 4. Un tsunami devastator a lovit aseară vestul Indoneziei. Sunt peste 200 de morți și în jur de 900 de răniți. A fost un weekend cu inaugurări de brazi și târguri de Crăciun în toată țara, de parcă ar fi început campania electorală. Politicienii s-au afișat prin localități și au făcut băi de mulțime. Conform celui mai pesimist scenariu, în 2019 am putea avea un deficit bugetar de până la 6,3 miliarde de lei, estimează specialiștii de la Expert Group. Peste 200 de oameni au murit, iar aproape 900 au fost răniți după ce un tsunami a lovit aseară vestul Indoneziei. O mulțime de case și mașini au fost afectate, iar 30 de persoane sunt date dispărute. Cele mai multe victime au fost înregistrate într-o zonă turistică aglomerată în perioada sărbătorilor, iar autoritățile anunță că numărul acestora ar putea să crească. Din imaginele postate pe internet de către martorii dezastrului, pot fi văzuți oameni care fug panicați pe stradă, în timp ce valul uriaș acoperă totul în calea sa în doar câteva secunde. O altă înregistrare arată momentul în care valul lovește o scenă chiar în timpul unui concert. Doi membri ai formației au murit, iar alți trei sunt dați dispăruți. În urma tragediei produse aseară, 222 de persoane au murit, iar 843 au fost rănite. Alți 30 de oameni sunt dați dispăruți, așa că numărul victimelor ar putea crește. În același timp, o mulțime de clădiri au fost puternic afectate de șuvoaie. Autoritățile au explicat că acest tsunami nu a fost provocat de un cutremur. Cel mai probabil de vină ar fi alunecările de teren submarine provocate de un vulcan aflat într-o strâmtoare indoneziană care a erupt vineri. It's open from the side. Wow. Pe 28 septembrie, un cutremur cu magnitudine de 7,5 pe scala Richter, urmat de un tsunami, a provocat moartea peste 2000 de oameni în Indonezia. Un bărbat și o femeie reveniți recent acasă de peste hotare, care urmau să se căsătorească în curând, sunt unicii supraviețuitori ai teribilului accident produs aseară la Orhei. Bărbatul de la volanul Toyotei, care a fost izbită frontal de BMW-ul intrat pe contrasens, a fost transportat la spital cu mai multe traumatisme, iar concubina sa se află în stare extrem de gravă la reanimare. Aseară, în drum spre spital, s-a stins și șoferul BMW-ului, iar astfel numărul persoanelor decedate a ajuns la 4. A ieșit contrasens. Tragedia s-a produs aseară în jurul orei 19. O mașină de model BMW, care circula cu viteză excesivă, a intrat pe contrasens în apropiere de Ivancea și s-a izbit de o Toyota, care circula regulamentar. Ei au decedat la fața locului. Impactul a fost atât de puternic încât cele două mașini s-au făcut zob. La acest BMW, roata din față a ajuns pe capotă, iar țeava de eșapament a fost aruncată la câțiva metri depărtare. În consecință, o fată și doi băieți cu vârstele cuprinse între 22 și 24 de ani au murit pe loc, iar șoferul de 25 de ani s-a stins în drum spre spital. Cei patru erau prieteni. Automobilul de model BMW, care se deplasa cu direcția spre municipiul Orhei, a ieșit contrasens, a derapat a tamponat frontal, lateral automobilul de model Toyota. Pe carosabil au fost împrăștiate bucăți din cele două mașini transformate în mormane de metal. Câteva victime au rămas prinse între fiare, așa că a fost nevoie de intervenția salvatorilor de la descarcerare.
Cele două persoane care se aflau în Toyota, un bărbat de 34 de ani și iubita lui de 35 de ani, au fost transportați de urgență la spital. Bărbatul este internat în secție de traumatologie, iar femeia la reanimare. Starea ei este extrem de gravă, spun medicii. Oamenii legii din Orhei ne-au spus că cei doi au venit recent de peste hotare și urmau să se căsătorească. Domnul cu traumatism cancerbral, control de plămoia membrilor și a bazinului, doamne 33 de ani, traumatism abdominal, cu lesiuni de organe interne, a fost intervenit în judecat de urgență, s-a aflat în stare gravă, secție de reanimare. După accident, pe șoseaua Chișinău-Orhei s-au format ambuteiaje kilometrice. Abia peste o oră, când de acolo au fost evacuate cele două automobile, traficul a revenit la normal. Continuăm jurnalul. Târgul de Crăciun de la Orhei a fost inaugurat ieri cu mare fast de Ilan Șor. Ceva mai modest, la bălți au fost aprinse luminițele din pomul instalat în centrul orașului. La Nisporen, liderul PD, Vlad Plahotniuc, a dat start sărbătorilor de iarnă, iar Igor Dodon a inaugurat târguri în autonomia găgăuză. Revenim în jurnal cu detalii. Condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare pentru fraudele de la BEM, Ilan Șor și-a inaugurat ieri cu mare fast târgul de Crăciun de la Orheiland. Sute de persoane au fost aduse organizat cu autocarele la evenimentul, care a fost filmat cu drona și transmis live pe pagina de Facebook a primarului de Orhei. Șor le-a cântat un cântec în duet cu interpretul rus Stars Mihailov. От заката до рассвета без тебя, так нужна ты, любимая моя. Ca să impresioneze pe orheienii, Ilan Șor l-a chemat la inaugurarea târgului de Crăciun pe unul dintre cei mai scumpi interpreți din Rusia, Stas Mihailov. Primarul de Orhei nu l-a lăsat să coboare de pe scenă până nu a cântat cu el în duet. Nimerește notele muzicale! Nu prea! Cântă piese! Mi-ai venit la primărie sau mai venit pe scenă? La primărie! Potrivit presei ruse, un recital de 50 de minute al interpretului ar costa în jur de 60.000 de euro. Cei veniți la târg însă ne-au spus că nu le pasă cât a cheltuit Șor pentru asta. Cum credeți, în ce bani l-a plătit pe Stas Mihailov? Ei sunt prieteni, cred că Șor să vă murească. Sunt oameni cu inimă, dar sunt oameni porcoși. Ilan Șor de care e? Nu e de cel. La Orhei, Ilan Șor împarte și cu oamenii sărmani. Știți că Ilan Șor e condamnat într-un dosar? Știu. Credeți că e posibil să stea în libertate? Condamnat la pușcărie. Deschiderea târgului de Crăciun a fost filmată cu drona, iar Ilan Șor a transmis totul în direct pe pagina sa de Facebook. Ca și la târgul din capitală, la Orheiland, poate fi găsită casa lui Moș Crăciun, câteva tobogane, carusele, dar și un patinoar. Totul a fost gratuit aseară, iar copiii s-au ales cu daruri. Este bisplatna. Dar și podarul că Dedul Moroz a folosit. Puzzle. Cuclă de vale. A fost cu câțiva ani la Grecia și am învățat așa. O parte din vizitatori au fost aduși organizate prin raioane cu autocarele, așa că la intrarea în Orheiland s-au format cozi kilometrice de mașini. Și angajații de la Avia Invest au fost aduși cu un autobuz. Această companie a luat în concesiune aeroportul din Chișinău pentru 49 de ani printr-o procedură considerată netransparentă de CNA. Am предприятие все организовала. Спасибо нашему директору Петру Жардану. Директору компании. Да. Avia Invest. Ilan Șor nu a vrut să ne spună din ce bani a fost organizat târgul, dar și cine l-a plătit pe Stas Mihailov. O să vă aduceți și copiii la târg. Din ce bani e evenimentul, domnule Șor? Ia vă stim. Ia vă sfoșile în băjoiu. Din banii lui, pentru că el a avut un tată care a avut foarte mulți bani. Să ne fie sănătos, să ne facă și mai departe așa concerte în toată Uniunea Sovietică. Dacă și el a furat banii, au venit și au făcut ceva pentru lumea, cred că asta e principal. La ora 22, când evenimentul s-a încheiat, toți vizitatorii au fost îndemnați să părăsească teritoriul târgului. Primarul de Orhei a fost reținut în mai 2015 în dosarul fraudelor de la BEM și condamnat de prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare. O decizie definitivă încă nu există, iar Șor se plimbă în libertate. În februarie curent, dosarul acestui a fost transferat de la Curtea de Apel Chișinău la cea de la Cahul. De atunci, ședințele de judecată au fost amânate de mai mult
ori, ceea ce i-a făcut pe experții Centrului de Resurse Juridice să afirme că poate fi vorba despre un caz de justiție selectivă. A fost dat start sărbătorilor de iarnă aseară și la Bălți, pe strada pietonală din centrul orașului, a fost amenajat un târg de Crăciun cu patinoar, tobogane, carusele și tarabe, de unde puteau fi cumpărate tot felul de bunătățuri tradiționale și vin fiert. După o numărătoare inversă colectivă, primarul orașului, Nicolae Grigorișin, a aprins luminițele din pomul de Crăciun de pe străzile orașului și a lansat focuri de artificii. Va! Ani! Ulterior, interpreta Olea Tira a susținut un concert pe scena din centrul orașului, iar cei prezenți la eveniment s-au încins în dans. Bălțenii ne-au povestit ce le-a plăcut cel mai mult la sărbătoare. Eu, că atmosfera clasă! Что нету усатого в городе Бельцы, нету вот, вот, вот это самое больше радует. Атракция серии a fost totuși patinoarul. Localnicii au venit și cu urări în noul an. Nu am reușit să aflăm dacă bradul, care seamănă foarte mult cu cel de anul trecut, este unul și același. Nu se știe nici câți bani au fost alocați de municipalitate pentru a organiza sărbătoarea. Și șeful statului a participat la deschiderea a două târguri de Crăciun împreună cu bașcanul Găgăuziei. Igor Dodon a inaugurat iar maroace de iarnă la Cumrat și Ceadărlunga. Președintele fusese invitat la ceremoniile dedicate împlinirii a 24 de ani de la Constituirea Autonomiei Găgăuze și a trecut pe la târguri după manifestațiile oficiale. Într-o postare pe Facebook, Dodon scrie că le-a povestit copiilor despre donațiile făcute de fundația soției sale și le-a promis cadouri în ajunul Revelionului. La prezidențiale, pentru Igor Dodon, care azi marchează 2 ani de la momentul investirii în funcție, au votat 99% din alegătorii din regiunea Găgăuza. Este aglomerație mare în aceste zile la târgul guvernului din capital, așa cum au ieșit în vacanță copiii și au luat părinții de mână și au luat cu asalt caruselul, patinoarul și topoganele instalate pe strada 31 august. Peste tot s-au format cozi, iar vizitatorii ne-au spus că nu le pasă de prețuri atâta timp cât picii sunt fericiți și se distrează. Cele mai mari cozi s-au format evident la carusel. Părinții au fost nevoiți să stea minute bune în șir la coadă împreună cu piciilor. Mi-a tras atenția acești căluți. Sunt interesanți și îți dau o dispoziție extraordinară. Foarte bine. Este foarte frumos. Bradul este foarte luminat. E frumos, mămic. Simți, asta ți... Hai facem o poză împreună. Mi-a plăcut cadoul. Eu i-am scris o foaie. Unul cu robot cu telecomandă. Și la anul nou o să-ți aduc numai decât și o să pun sub brăduleț. Cel mai solicitat este totuși patinoarul. E foarte bine. Numai că am căzut un pic pe jos, nu-i nimic, dar mă ridic, mă scol iar. Mi-a plăcut foarte mult că e o atmosferă veselă. Foarte bine, interesant. Здесь все очень красиво. Мне нравится больше всего колесо обозрения и каток. La patinoar, mie mi-a plăcut chiar și roata cea mare, pentru că am avut niște emoții foarte mari. Părinții spun că nu le pasă de prețuri atâta timp cât odraslele lor sunt fericite. Prețurile destul de convenabile, atracțiile tot sunt foarte pozitive și plăcute. Și dacă cei mici s-au zbenguit pe la tobogane și caruseluri, părinții s-au delectat cu bucate tradiționale și vin fiert. Ceni haruși de stupni. Tam e și o cupit, și o pasmătri. Nastroienie, конечно, несмотря на то, що плюс 5, все равно новогоднее. Târgul de Crăciun se va încheia pe 15 ianuarie și în acest an sărbătorile de iarnă au fost mutate din piața Maria Duner Naționale pe 31 august, la propunerea premierului Pavel Filip.
Pentru miile de vieți pe care le-a salvat, a primit premiul național în valoare de 100.000 de lei. Nu și-a lăsat însă niciun bănuț și a donat toți banii copiilor din localitatea sa de Baștină. Vorbim despre Aureliu Bătrânac, un medic chirurg din capitală care este doctor de aproape 30 de ani. Spune că se mulțumește cu faptul că poate să facă pe cineva fericit și în afara sălilor de operație. După aproape 3 decenii în care a reparat inimi, Aureliu Bătrânac spune că a uitat de mult numărul operațiilor pe care le-a efectuat. Mereu a știut că vrea să salveze vieți și tocmai din acest motiv a studiat medicina. Anul acesta el a luat unul din cele 10 premii naționale a Republicii Moldova acordate pentru realizări remarcabile. V-am fost și eu prins în surprindere, dar m-am bucurat, fiindcă este până la urmă o recunoaștere a activității profesionale. Sunt mulți colegi care au făcut foarte multe lucruri, dar poate cumva anul acesta norocul m-a ales ceva pe mine. Suma de 100.000 de lei pe care a primit-o a donat-o și spune că nu s-a gândit nici pentru o clipă ce și-ar putea cumpăra din acești bani. Am primit-o din partea statului, am hotărât din start că acești bani îi voi dona școlilor din care mi-am luat zborul în viață. Gimnaziul din sat mi-au zis că au nevoie ca să-și facă reparație la sala de sport, câte 40.000 de lei și 20.000 de lei care am hotărât să-i donez centrul medicilor de familie din satul natal. Odată ce am făcut donația, eu vreau să uit. Sau cineva zice, dacă ai făcut un bine, uită de dânsul. Să amintească cea la care ai făcut binele. Diploma și medalia este tot ce și-a lăsat și spune că este suficient. Aureliu Bătrânac a efectuat mai multe intervenții chirurgicale complicate în premieră în țara noastră, pe care le-a învățat din străinătate. În octombrie anul trecut, de exemplu, printr-o metodă nouă, chirurgul a reparat valvele inimii fără a le substitui cu proteze. Iar pentru a putea aduce acasă ceva nou, Aureliu Bătrânac a muncit mulți ani la rând în clinicile din Germania, Croația, Suedia și Rusia. În Moldova lipsesc investițiile în medicină, echipamentele noi, dar și atitudinea, cum îi spune el, europeană, a medicilor față de pacienți. 30 de ani de când am absolvit facultatea, cam o jumătate le-am petrecut în diferite spitale din diferite țări. De una unii n-am fost, m-am dus cu gândul numai să mă învăț, să aduc ceva nou, să aduc acasă ca să le implementez. Chiar și așa, povestește că în ultimii 30 de ani și în Moldova s-au reușit multe realizări în domeniul medical. Operațiile prin incizii, prin aborturile minimal invazive. Sunt operații între specialități hibride. Atunci când o parte noi le facem chirurgical, alte proceduri putem să le facem prin catetere sau prin implantarea niște sârmulițe sau numite stenturi. Tehnologiile ne-au ajutat foarte mult, industria ne-a ajutat foarte mult să avansăm. Două persoane au ajuns la spital după un accident produs astăzi pe șoseaua Chișinău-Hâncești. Mașina în care se aflau s-a izbit într-un copac de pe marginea drumului. S-a întâmplat lângă satul Sociteni din raionul Ialoveni. Martorii care au filmat consecințele impactului ne-au spus că în mașină se aflau doar cele două persoane, șoferul și un pasager. Acesta din urmă rămăsese blocat între fiare, dar a fost ajutat de trecători să iasă până la venirea salvatorilor. Poliția nu ne-a dat deocamdată detalii despre acest caz. Liderul PD a inaugurat un orășel de Crăciun în raionul său de Baștină. Evenimentul a fost anunțat pentru ora 3:30, iar zeci de oameni s-au adunat ca să asiste la deschidere. Totuși au trebuit să aștepte cu minți o oră întreagă, deoarece Vlad Plahotniuc, însoțit de mai mulți democrați locali, a ajuns cu întârziere la ceremonie. Formația Doredos alături de Natalia Gordienko l-au colindat pe liderul democrat. Și pentru că afară era prea cald ca să ningă, democrații au adus tunuri de zăpadă artificială. După ce a ținut un discurs de pe scenă, un lucru frumos pentru ca dumneavoastră să aveți ocazia să vă bucurați în aceste sărbători împreună cu toți cei dragi alături aici. Vreau să vă
fericit cu ocazia sărbătorilor. Vlad Plahotniuc a intrat în mulțime fiind înconjurat de mai mulți bodyguards care nu ne-au lăsat să ne apropiem de el. Acesta a mers la casa lui Moș Crăciun, după care a dat o tură prin orășel. Mulți dintre cei care au venit la sărbătoare înghețaseră, pentru că ceremoniile au început cu întârziere de o oră, deoarece Plahotniuc s-a reținut. De la ora 3. Când a zis că e? La ora 5. Asta așteptăm. Am înghețat o leagă, dar ce să fac? Avem o oră. Am stat și am așteptat să deschidem. De mult timp, de la orele 2. Și ați înghețat? Da, desigur. Toate distracțiile au fost gratis astăzi, așa că peste tot s-au format cozi. Când am avut noi parte de așa copilărie, măcar nepoții să ne fie cu acest cadou de sărbători. Foarte frumos! Am stat în rând, da. Oamenii spun că nu le pasă cât a costat sărbătoarea și de unde sunt banii. Partidul Democrat, nu? Din ce bani? Din ce bani? Cred că tot din bani curați. Fundația lui Vlad Plahotniuc? De unde a luat bani? Asta nu știm. Are bani. Miliardul de acolo. Orășelul de Crăciun de la Nisporeni va fi deschis timp de o lună și este finanțat de Fundația Edelweiss a liderului PD. Nu am reușit să aflăm cât a costat evenimentul, deoarece purtătorul de cuvânt al democraților nu ne-a răspuns la telefon. De asemenea, nu am reușit să aflăm deocamdată dacă Plahotniuc, care a organizat un concert și de hramul orașului Nisporeni, are de gând să candideze pe circumscripția respectivă. În centrele comerciale din capital a început goana după cadouri de Crăciun. Este aglomerație mare în aceste zile, în special la magazinele de jucării. Cei mici și-au scris deja scrisorile către Moș Crăciun, iar ajutoarele acestuia, adică părinții, au pornit în căutarea darurilor pentru odraslele lor. Pe Oleg l-am găsit într-un centru comercial din capital, alegând cadouri pentru copii. Новый год всегда должен нести радость и немножко счастья. А для детей он всегда удивителен. A ales câte ceva și pentru prieteni, deoarece prețurile sunt destul de mari, spune el, a luat câte un suvenir simbolic să le poarte noroc anul împrejur. Это фенсуйный подарок, это звон вот такого типа, звон на удачу. Да много друзей просто. Cristina Cutre era un magazin de jucării. Anul acesta copiii i-au ușurat misiunea, spunându-i exact ce își doresc. O joacă loto, mai am niște păpușele, pici, cărțulii, ca de obicei, ceva așa să fie și util. Adică nu doar pentru joc, cât și mai interactiv. Și membrii acestei familii au ales cu greu darurile pe care le vor pune sub brad în seara de Crăciun. Cei doi copii au cerut lui Moș Crăciun câte un robot. Nu mai contează prețul, important este să fie de calitate, spun părinții. Trebuie da, doi roboți. De-aia vrem ceva să combinăm. Potrivit comercianților, în această perioadă, cei mai mulți caută jucării pentru copii, păpuși, roboți și mașinuțe. A fost mare sărbătoare astăzi în curtea unui bloc din cartierul Poșta Veche al Capitalei. Un locatar a scos bani din buzunarul său și l-a organizat picilor care locuiesc acolo o zi de neuitat. A cumpărat un brad sub care a pus daruri și l-a chemat și pe Moș Crăciun. Niciun desen animat sau joc pe calculator nu a putut concura cu petrecerea dată de Gheorghe Guzun pentru copiii din curtea blocului în care locuiește. Ca piciu să se simte ca în povești, bărbatul l-a dus și pe Moș Crăciun. Bună ziua, dragii moșului! Bună ziua, scumpii mei! Ia vinite să vadă moșul cât de mult suntem! Dor de moșul Viera! Da! Oh, ați fost cuminți? Da! Ascultători? Copiii s-au întrecut la cântat și la dansat ca să primească daruri. Am venit să colindăm. Eu
Eu sunt mândru că la mine e așa. Mă bucur că au organizat această sărbare. În alte ocazii nu mai pun așa o fierte de anul nou. Eu sper să vadă și alți copii un pic de spectacol în lângă propriul lor bloc. Chiar dacă nu prea a nins în ultima perioadă, moșul le-a organizat celor mici și o bulgăreală. 1, 2 și 2! Sunt bucuros că a venit Moș Crăciun la noi. Ne-am bătut cu bulgări și ne-am jucat de telefonul stricat. La final, copiii s-au ales și cu daruri. Am primit o cutie cu dulciuri. Sunt exact de cele care îmi plac. Vă mulțumim pentru că ne-am organizat această sărbătoare frumoasă. Se aduce bradul, cadouri. Și părinții s-au distrat alături de cei mici. Suntem foarte bucuroși. Domnul Gheorghe singur a venit cu idei respectivă și îi mulțumim foarte mult. Sănătate domnului care a organizat această foarte mare bucurie. Eu am avut cea mai mare răbdare ca să fac amiază și să-și mă apară ca să joace. Pentru că nu avea un brad în curte, Gheorghe Guzun a plantat recent unul, iar vecinii au adus câte o jucărie și l-au împodobit. Din resursele noastre financiare, folosim copiii sănătoși și se bucure de sărbătoarea de azi. Chiar dacă banii pentru sărbătoare au fost luați din bugetul familiei, soția bărbatului spune că îl susține. Ca să ai, trebuie și să dai întâi. Asta este principiul nostru. Principalul copii a fost bucuroși, au dansat, au fericirea copiilor și fericirea noastră. În toamna acestui an, Gheorghe Guzun a amenajat din propriul buzunar curtea blocului și a instalat un scrânciop. Un șofer din Rusia care a urcat beat criță la volan a provocat un adevărat carambol în curtea unui bloc dintr-o suburbie a Moscovei. Conducând haotic, individul a avariat în jur de 20 de mașini. Он и в гелик въехал. Он въехал, 4 тачки уже, я слышал. Это четвертый удар, который я слышал. Опа! Вызывай ментов быстрей. Опять! Ох ты! Conducătorul auto a fost oprit de locatarii unui bloc de locuit din preajmă. Cum s-a întâmplat totul, vă spunem în jurnal. Cel mai pesimist scenariu arată că în 2019 ne-am putea pomeni cu un deficit bugetar de până la 6,3 miliarde de lei, estimează specialiștii de la Expert Group. Cifra este mai mare cu peste 1 miliard de lei față de prognozele făcute de autorități. O altă îngrijorare a specialiștilor ține de moneda națională, care s-ar putea deprecia. Constatările se găsesc într-un raport al analiștilor. Responsabilii de la Ministerul Finanțelor nu ne-au oferit deocamdată un comentariu la acest subiect. Economiștii de la Expert Group spun că deficitul bugetar în 2019 se va încadra între 3,2 miliarde de lei și 6,3. Anul viitor, deficitul bugetar ar putea să crească foarte mult, ar putea să chiar să depășească 3% din produsul intern brut, anume din contul reformei fiscale, care va genera o gaură la buget de circa 2 miliarde de lei, din contul proiectelor de infrastructură. Asta în timp ce Parlamentul a votat în noiembrie, în prima lectură, bugetul statului, care prevede un deficit de până la 5 miliarde de lei. Autoritățile mizează să acopere deficitul bugetar din granturi externe, din vânzările și privatizările unor instituții de stat, dar și din amenzi. În contextul creșterii deficitului bugetar și a sentimentului de neîncredere a investitorilor în economie națională, credem că scenariul pesimist are probabilitate mai înaltă de realizare față de cel optimist. O tendință îngrijorătoare este și creșterea deficitului de cont curent. Mai exact, faptul că intrările de valută străină în țară sunt mai mici decât ieșirile. Acest fenomen ar putea pune presiune pe moneda națională. În acest sens, executivul ar putea apela la bănci pentru împrumuturi. Iar băncile, în loc să crediteze sectorul real, vor continua să crediteze guvernul, ceea ce va afecta activitatea investițională a țării. Totodată, guvernul ar putea să-și optimizeze cheltuielile. Cei de la Expert Group cred totuși că Banca Națională va reuși să aplaneze această depreciere a monedei naționale. Creșterea deficitului de cont curent, pe care o anticipăm anul viitor, va pune presiune asupra monedei naționale, iar Banca Națională va putea interveni pe piața valutară pentru a preveni eventuale deprecieri
să zicem așa, rapide. Specialiștii au mai constatat că, deși rata de ocupare a pieței muncii s-a îmbunătățit, creșterea este generată de locurile neoficiale de muncă. Economiștii recomandă ca executivul să combată acest fenomen, să fie mai moderat în obligațiile financiare pe care și le asumă în perioada electorală, să anuleze legea amnistiei capitalurilor și să intensifice investigațiile pentru recuperarea reală a activelor delapidate în urma fraudei bancare. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a semnat ieri o lege care obligă Biserica Ortodoxă din țară subordonată Rusiei să-și schimbe denumirea. Documentul spune că aceasta se va numi Biserica Ortodoxă Rusă din Ucraina. Poroșenko a declarat că schimbarea denumirii va ajuta pe creștini să decidă mai ușor la care biserică vor să meargă. Ucraina a înființat la sfârșitul săptămânii trecute o biserică ortodoxă independentă de Moscova. 9 mineri au murit ieri în vestul Rusiei după ce un incendiu a izbucnit la o mină de potasiu. Doar o parte din muncitori au reușit să se salveze. Incendiul s-a produs în regiunea rusă Perm. Flăcările au izbucnit la o adâncime de aproximativ 360 de metri într-o porțiune a minei aflată în construcție. În acel moment în mine se aflau 17 muncitori, dintre care 8 au scăpat nevătămați. Nu este clar deocamdată de la ce a pornit focul. S-a îmbătat crița, a urcat așa la volan și a provocat un adevărat carambol. Este isprava unui șofer din Rusia care a lovit cu mașina alte 20 de autoturisme parcate în curtea unui bloc de locuit. Cu mare greu, șoferul Buclucaș a fost oprit de locatari care au filmat incidentul și au publicat filmulețul pe internet. Он и в гелик въехал. Он въехал, 4 тачки уже, я слышал, это 4-й удар, который я слышал. Опа! Вызывай ментов быстрей. Imaginele au fost surprinse într-o suburbie a Moscovei. Din ele se vede cum un șofer conduce haotic mașina, lovind mai multe automobile. Un alt conducător auto, pornit să intre în parcare, dă înapoi văzând ce se întâmplă, însă și mașina lui este lovită câteva secunde mai târziu. Potrivit presei ruse, în jur de 20 de autoturisme au fost avariate. Mai mulți localnici au intervenit și l-au scos din automobil pe bărbatul care nici măcar nu avea pantaloni pe el. Între timp au venit și polițiștii. Șoferul nu s-a arătat prea dispus să meargă în mașina polițiștilor. Fiind beat, acesta a preferat să stea pe zăpadă, evitându-i pe cei din jur. Oamenii legii au fost nevoiți să-l tărască până la automobil. Bărbatul a fost dus la poliție, iar deocamdată nu se cunoaște dacă acesta a fost pedepsit pentru ispravă. Cupa Moldovei de basket a fost câștigată și în acest an de echipa Râbnița. În finala de astăzi, râbnițenii s-au impus cu scorul de 83-75 în fața celor de la Don Basket. Finala Cupei Moldovei de basket a început într-un ritm intens. Echipele au mers cot la cot în prima parte a confruntării, iar după două reprize, scorul de pe tabela de marcaj era de 45-44 în favoarea lui Don Basket. În a treia repriză, cei de la Râbnița au luat partida pe cont propriu și s-au distanțat la 13 puncte. În ultimele 10 minute, Don Basket a mai redus din diferență, însă nu a reușit să schimbe soarta meciului. În cele din urmă, Râbnița s-a impus cu scorul de 83-75. Cel mai bun jucător al partidei a fost desemnat Nicolae Cojuhari. Мы готовились к этой игре, сыграли как команда. Все получалось вроде бы. Добавили чуть защиты. Команда Дандишан сломалась. Копляшиться до эмоций, коллеги сей лаудат cu apă din cap până în picioare chiar în timpul interviului. Мы почувствовали вот это. Confruntarea dintre Râbnița și Don Basket încă nu e terminată. Cele două echipe vor mai da piept și în campionatul Moldovei de basket, unde vor lupta pentru titlul de campioni naționali. CFR Cluj rămâne pe prima poziție în campionatul României. Aseară feroviarii și-au învins principala rivală FCSB cu scorul de 2-0. Astfel, înainte de pauza de sărbători, CFR are 6 puncte avans față de locul secund. Aseară s-a desfășurat cel mai așteptat meci din Liga 1, confruntarea dintre FCSB și CFR Cluj. În caz de victorie, roșialbaștrii urmau să-i egaleze pe feroviar la numărul de puncte, însă toate planurile bucureștenilor au fost date peste cap. În minutul 28, Ciprian Deac a marcat un gol de toată frumusețea printr-o execuție acrobatică. De sezon, 22 decembrie, iată acum, gol!
1-0 pentru CFR Cluj. Gazdele au căutat cu disperare golul egalizator, însă nu au găsit calea spre poarta lui Arlauskis. Când meciul părea încheiat, oaspeții au obținut un penalti în al 6-lea minut de prelungiri, iar Alexandru Ioniț a marcat pentru 2-0. Ele campionatului bate Ioniță, gol! Astfel, după 21 de etape, CFR Cluj rămâne lider în campionatul României. Clujenii au 46 de puncte la activ, în timp ce ocupanta locului secund, FCSB, a obținut până acum 40 de puncte. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Alba ca zăpadă și Războinicul vânător. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 0222100130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă și un început de săptămână reușit!